După toate acuzațiile aduse la adresa lui Florin Salam, de familia Fănicăi, fiica lui reacționează, Betty face primele declarații despre scandalul momentului. Haideți, o ascultăm. Deci, toate întrebările astea pe care mi le puneți voi în legătură cu familia, așa, am spus mai devreme și mă repet. Voi știți și consider că știți lucrul ăsta, având în vedere că eu am lansat o piesă cu tatăl meu, da? Și n-am lansat-o pentru vizualizări sau pentru ceva anume. Am lansat piesa pentru noi, în primul rând, și tot ce cântăm noi acolo în piesă. Adică toată iubirea noastră de tată, fiică, noi am pus acolo în piesa aia. Și voi trebuie să vă dați seama de la ce spun eu acum, mai departe, ca voi să o gândiți așa. Avem cea mai frumoasă familie. Tatăl meu este un om, nu știu cum să vă spun, un om atât de calm și este artist și orice artist are nebunia lui, într-adevăr. Dar întotdeauna el ne-a fost nouă alături și am învățat tot ce e mai frumos de la el. Am ambiție, tot ce e mai frumos. Dar nu trebuie să judecați pe nimeni. Asta zic. Până nu cunoașteți pe cineva, nu îți judecați, că nu este ok. Crede-mă că, adică, na, credeți-mă că tatăl meu muncește de la vârsta de 15 ani până acum. A muncit zilnic și în fiecare zi și el nu are timp de absolut nimic. Și a muncit pentru noi să ne facă nouă un viitor frumos. Și este implicat chiar dacă el muncește atât de mult, întotdeauna și-a făcut timp pentru noi. Voi trebuie să știți lucrul ăsta și nu vă mai luați după tot ce se scrie în presă, că este o minciună. am fost așa. Nu! Nu vă mai luați după ce scrie presă. Important e să nu mai judecați pe nimeni. Dacă nu cunoașteți personal persoana respectivă, nu judecați.